Bună seara, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de administrație publică. Încet, încet ne apropiem de primul examen la care clasa politică, la care formațiunile politice trebuie să participe, la care cetățenii sunt invitați, măcar în speranța unui civism, să meargă la urne pentru a-și desemna favoriții. 9 iunie 2024 este momentul la care Uniunea Europeană, în speță România, pentru că Uniunea Europeană în intervalul 6-9 iunie își va desemna parlamentarii pentru următorul ciclu. România pe 9 iunie, duminică, își va desemna de asemenea europarlamentarii, viitorii reprezentanți în Parlamentul European, dar o decizie de aproape o lună și jumătate a coaliției de guvernare PSD-PNL a spus clar, se comasează acea dată alegerilor cu runda de alegeri locale. Asta înseamnă că pentru următorii 4 ani de la această dată îi alegem pe cei care ne vor reprezenta fie în funcțiile de primari, fie în funcțiile de consilier local, consilier județean și, de ce nu, președinți de Consiliu Județean. Cum spuneam de-a lungul mai multor emisiuni, că era sau nu perioada de campanie, că eram între alegeri, că eram în afara alegerilor, avem obligația morală de a merge la urne, de a ne exprima intenția pentru o persoană sau alta. Altfel, o tot repetam eu, nu e corect. Stai acasă în ziua alegerilor și totuși după aceea judeci 4 sau 5 ani. Măcar să ai pe cine înjura, cum face românul, și tot este bine să mergem să votăm. Despre tot ceea ce se petrece la momentul acesta în România post-decembristă, anul de grație 2024, am deosebită plăcere de a face o mai mult decât analiză, mai degrabă o radiografie a societății în care trăim la nivelul acestui an, alături de două persoane, una mai, să spunem, cu nume decât cealaltă. Dacă prima persoană pe care o voi prezenta vă este cunoscută, este o persoană ce realizează destul de bine ceea ce se petrece în spațiu public și nu numai, de multe ori chiar în spatele ușilor închise, doamnelor, domnilor, domnul Viorel Salvador Caragea este în această seară lângă noi. Stimate domnule, bună seara, bine ați revenit. Bună seara tuturor care ne urmăresc și dumneavoastră. Și în egală măsură, domnul George Constantin, profesor, doctor în domeniile sociologie și filozofie. Stimate domn, bună seara, bine ați sosit la noi în studiouri. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Stimate domn, ne-am fi așteptat la 30 și ceva de ani de la Revoluție, poate să fim altfel. Însă, din păcate, speranțele, așteptările pe care unii, e drept, dintre noi le aveau, nu prea sunt în conformitate cu realitatea. Ne uităm la ceea ce se petrece în spațiul public român, că este nivel local, că este nivel zonal, că este nivel național. Am deseori senzația că trăim așa într-o nebuloasă, că nu ne-am cernut niște lucruri, că nu știm care ne mai sunt valorile, că ne-am pierdut busola. Și din păcate nu-i doar senzația mea. Hai că dacă un om gândește într-un fel, zici, bă, este nebun. Dar când mai multe persoane au aceeași senzație, parcă da, tind să cred că așa se întâmplă. Ce se petrece? Unde este România în 2024? Unde este România, vedem cu toții. Ne aflăm într-o mare dilemă. Toate valorile au fost anesteziate, ca să nu spun că umilite. Nimeni nu mai își găsește locul. Valorile adevărate, cei care ar fi putut să scoată sau să ofere șansă României, una câte una au părăsit scena publică. Poate chiar și țara. Poate chiar și țara, astfel încât ne aflăm și ne-am afundat pe zi ce trece într-o repetiție oarecum bolnavă. Noi de 30 de ani de zile nu reușim să stabilim o strategie națională cu niște prepere foarte clare pe ce să ne axăm. Am început cu industria și cu privatizările, că am spus că statul este un prost administrator. Și din păcate realitatea o dovedește. Este un prost administrator în continuare, dar s-a dovedit că nici privatul, în marea lui majoritate, cel puțin vorbind de primele etape, da, ale privatizării, da, nu a avut soluție, ci a venit numai ca să facă radiografia ce se putea face aici, ce se poate face și eventual de a omorâ o concurență. Pentru că multe dintre întreprinderile noastre dinainte de 90 făceau concurență multora din afară. Dar asta este o discuție și oamenii știu lucrurile astea. Din punctul meu de vedere, după atâția ani de muncă și experiență, consider că cea mai importantă problemă care ar fi trebuit să plecăm sau să relansăm
țara asta, acolo unde este locul, este educația. E un domeniu sensibil. E un domeniu sensibil, dar de aici ar trebui să plecăm. Știți că există o discuție la ora actuală și acum vreo 10 ani de zile, când au început să spună problema justiției, că este foarte importantă, perfect adevărat. Este un domeniu sensibil. Este un domeniu sensibil, bun. Care a fost soluția? Soluția a fost, domnule, să dăm niște salarii foarte mari magistraților, astfel încât să nu mai există tentația de a face faptele probabile. Exact, și de a judeca conform conștiinței și legilor în vigoare. Ok. A venit rândul medicilor. Sănătatea iar este un element esențial. Fără în orice societate nu poți, cum poți să exiști dacă ești... nu ești în plenitudinea forțelor fizice și mentale. Dar s-a pierdut în vedere faptul că pentru a avea o justiție corectă, pentru a avea o reprezentanță ai sănătății bine pregătiți, baza, fundamentul locului societății este educația. Dați-mi voie, stimate domnă, am mai spus-o, cred, de două ori de-a lungul acestor ani, de când fac emisiune aici la Accent TV sau dincolo, în studioul de radio. După al doilea război mondial, Japonia, nenorocită efectiv, terminată după cele două bombe ce i-au devastat teritoriul și care ulterior zeci de ani au avut consecințe, a acordat un procent de 13 până la 15 din PIB către educație. Au fost ani când ani de zile. S-au depășit și 70%. Da, ani de zile. Ori lucrul acesta s-a simțit. Astăzi vorbim de o Japonie mult de domeniul SF-ului pentru noi, românii, chiar pentru mulți europeni. Adică o Japonie super tehnologizată, principii, valori, credințe, direcții. Bine, se poate investi în educație. Absolut. Bine, bazându-se și pe o cultură diferită. O cultură diferită, dar menținând tradițiile. Adică ei nu au plecat de la premisa că tot ce a fost înainte este rău, este de aruncat și să schimbăm tot. Schimbarea este necesară, este dorită, dar schimbarea în sine nu rezolvă nimic, că poți să schimbi din rău în mai rău. Corect? Și asta e adevărat. Noi știți foarte bine că avem o lege votată cu 2000 de toate partidele politice ca să se acorde 6% din PIB educației. Și care se prorogă în fiecare an. Nu, că nu mai e așa, dar mai mult de 3%, 3,1% n-a fost niciodată aprobat. Tot schimbăm legislația în educație de la ministru la ministru, uitându-se că efectele unei reforme în educație se pot vedea peste 10-15 ani. Legea învățământului preuniversitar, legea 1 pe 2011. Legea Funeriu, cum era cunoscută. La nivelul 2017 avea 13.000 de amendamente. De noaptea minții. Păi gândiți-vă că noua lege, care este mai multe părți mai proastă decât legea Funeriu, legea DECA, deja are nu știu câte modificări la lege. Nici nu, bine, ei și le fac. Eu am, la momentul când s-a discutat în Parlament această lege, am făcut peste 120 de amendamente. Niciunul n-a trecut. La momentul discuțiilor. La momentul discuției, când, că se putea, când se puteau implementa ușor. Da. Niciunul n-a trecut. Nici măcar amendamentul în care am spus, bun, de acord să dăm burse de merit 30% din efectivele unei clase, dar să punem un barem de notă, adică, dar numai... De medie. De medie, de nota cu care... Corect, voi. Deci, domnul, sub 8 nu pot să-i dau. Și am ajuns la situații hilare în care elevi din la liceere foarte bune cu 9,40 și 9,50 nu iau, pentru că nu se încadrează, sunt fiind foarte mulți cu 10%, iar cei care intră în liceu cu 3, cu 4, prin redistribuire, pentru că, na, este învățământ obligatoriu, iau bursă de merit. Putea să-i spun oricum altceva, dar nu mai e bursă de merit. Adică nu înțeleg asta și se persistă în astfel de... Da, acum este în dezbatere publică un proiect al Ministerului Educației prin care se va modifica, se vor elimina aceste... Nu sunt mici scăpări. Nu, le-aș numi eu scăpări. Niște inadvertențe. Da, dacă nu ar fi știut, dar ei le-au avut, propunerile astea le-au avut pe masă, adică cineva trebuia... Dar având în vedere că nu veneau propunerile din partea coaliției arcului puterii, arcului guvernamental, nu ne interesează ce zice XY, cine este Popescu, nu mă interesează ce Popescu, cine, ONG-ul cu tare, nu e de-al nostru, nu ne interesează. Adică tratarea aceasta în dispreț a tuturor, pentru că nu toată lumea este proastă, nu toată lumea este deșteaptă,
vorbim de inegalități și vom ajunge și la această problemă când vă vorbim și o să vreau să vorbesc despre egalitatea de șanse care se tot promovează și propagă pe toate canalele. Că principiile sunt foarte bine. Păi sună foarte bine. Dar eu vă dau un singur exemplu făcut de un profesor din Marea Britanie, un experiment foarte frumos. Trebuia să predea profesorilor egalitatea de șanse. A luat pe cei 20 de colegi, elevi, a dus la stadion și a zis, i-a liniat pe toți. Uh-huh. Și a zis, bun, care nu sunteți negri, faceți 3 pași în față. Au făcut 3 pași în față. Care nu aveți probleme de handicap motor sau nu știu ce, rămâneți pe loc, ceilalți mai faceți încă 3 pași în față. Care aveți familie și mamă și tată, deci nu monoparentală, da, mai faceți încă 3 pași în față, restul rămânând pe loc. Acum, cei care au venituri în familie de peste 10.000, sumă, da? 10.000 de lire pe lună, să mai facă încă 3 pași în față. Și în momentul ăsta le-a arătat finish-ul, start, cine ajunge primul primește un premiu. Evident, fizica a ajuns. Nu, dar este filmată chestia asta, copiii au început să plângă. Pentru că au realizat că mult râmbițata egalitate de șanse este iluzorie. Ca să ai egalitate de șanse, trebuie să ai premize egale. Corect. Ori la noi, dacă vorbim de învățământul din rural și învățământul urban, deși au început să fie cantul pe acolo, să băltească totul. Nici în urban nu este, dar oricum, sunt mari diferențe. Se vorbește acum de salarizarea profesorilor. Eu am propus, țin minte, eram în Ministerul Educației și am propus ca un proaspăt absolvent de, indiferent, de universitate, da, de chimie, da, biologie, istorie, în primul an al lui, până să dea definitivat, până să, așa, să aibă 5.000 de lei net. Ceea ce mi se pare pertinent de început. Au început și ceilalți să crească gradual în funcție de, gradul didactic, da, de experiență, așa departe. Toată lumea m-a sărit în cap, inclusiv profesorii. Mă rog, profesorii cu funcție de conducere, nu profesorii care... Săracii erau... Da. De ce? Deci, domnule, nu se poate așa ceva, decât toată lumea o să spună cum să dăm salarii unor oameni nepregătiți. Pentru că ați văzut, la definitivat, nu știu câți iau sub nota procent de 7, nu știu ce. Sunt probleme mari în educație. Și am zis, da, domnilor ministru, cu riscul de a plăti 15 ani de zile niște incompetenți, dar cu marea șansă de a primi sistemul de învățământ, că zi, mergeți acum într-un liceu, într-un colegiu și întrebați elevii de an terminal ce vor să se facă. Medici, arhitecți, avocați, câți vor să se facă profesori de chimie sau de istorie? IT-iști, politehnică, ingineri, câți vor? Niciunul. Deci din vârf, din cei de vârf, din elită. Cei din nivel mediu care... Avem aici o chestiune și la Târgu Jiu, dacă îmi permiteți. Generală, nu-i numai la nivel... Facultățile din cadrul Universității Brâncuși nu prea pregătesc pentru învățământul său. Adică specializările, ziceți, paleta... Exact ce spunea domnul profesor. Da. Deci de biologie română, istorie, nu avem. Avem universitate destul de mare, cum în mare. Nu există cerere. Au de engleză și de română. Domnul. Au o secție. Și mai au pipul acela, învățământul profesor. Preșcolar și preprimar. Și da. Domnul profesor, există... ale le-au făcut acum în perioadă de referință. Da, gândiți-vă că câte... dumneavoastră ca inspector școlar aveți o viziune amplă și foarte profundă la ce înseamnă învățământul în sine ca pregătiri, ca structuri. Câte specializări trebuie, domnule, într-un liceu? Și într-o școală generală? Excluzând învățătorii până la 1-4. Câte specializări? În mod normal, n-ar trebui să fie să predea la de română și limbi străine. Așa și... ar fi ideal. Da. Da. Și în plus de asta, profesorul ar trebui să facă numai pur și simplu activitate educațională didactică. Nu o mie și de alte activități. De raportări, asta e o altă discuție, de, raportări, da, de situații și așa mai departe. Statistici, date. Da. Dar, revenind la chestia asta ce spunea domnul Caragea, legat la învățământul preuniversitar, în afară de ceea ce spuneam anterior, mai există o situație. Când termină clasa 8-a, nici profesorii nu știu să îndrume copiii, nici elevii nu știu, că mă rog, au 14 ani, 15, părinții cu atât mai puțin. Părinții de cele mai multe ori. Și atunci, în anii 90, când am avut din nou, când lucrat tot așa pentru educație, am făcut două propuneri. Una,
ca în ciclu 1-4 să nu se mai dea note, să se dea calificative, plecând la psihologia lui Jean Piaget, psihologia genetică a lui Jean Piaget, care spunea că există diferențe de creștere, de evoluție a copilor, nu că ar fi mai proști, așa implementat. Care s-a implementat și mai propuneam atunci un lucru. Și am zis, domnule, din experiența mea ca elev și din ceea ce studiasem pe băncile facultății, nu este posibil ca la sfârșit de an aceiași 3, 4, 5 elevi să ia premiul 1, 2, 3, două mențiuni. S-ar putea ca cel care ia premiul 1, care are media generală cea mai mare din clasă, să nu fie primul la nicio materie. Să fie al doilea la matematică, al treilea la română, dar, al patrulea la biologie, dar media generală să fie e acolo. Eu am propus ca să se dea premiul 1, 2, 3 la toate disciplinele, la muzică, la educație, primii fizică, 3, 4 la fiecare disciplină. La toate disciplinele. Și pe urmă, și premiul general, în urma centralizării să se dea și rezultate. Pentru că suntem, cum spune și titlul, în zodia alegerilor. Cât contează educația, stimați invitați, în ceea ce înseamnă exercitarea dreptului democratic, subliniez democratic, adică au murit niște oameni în istorie, ca noi astăzi, sau pe 9 iunie, să mergem la vot. Cât contează educația în exercitarea dreptului democratic de vot? E esențială. Dar eu nu vreau să spun că nu se dorește așa, vreau să spun, cred că este un prost management politic și social. La ora actuală se confruntă în lume, dar și la noi, două mari programe. Programul globalist cu programul suveranist. Corect. Unul merge pe tradiție, pe păstrarea unor așa, esențe care țin de națiune, de familie, de credință, celălalt merge pe principiul uniformizării. Întregului mapa, întregului sau ce se poate uniformizare. E clar că uniformizarea nu poți să o faci la vârf, uniformizarea se face la jos. Dacă țineți minte, primul slogan care a manipulat opinia publică, conform psihologiei mulțivii a lui Gustave Le Bon, a fost liberté, egalité, fraternité. Da, și eu am considerat-o extrem de falsă. Pentru că a vrut să-i aducă pe toți. Dom'le, e clar că nu poți să fii și liber și egal în același timp. Corect, perfect, de acord. Pe măsură ce devii mai egal, devii mai neliber. Pe devire ce devii mai liber, mai... Bun, dar ea a prins foarte mult. În momentul când au început să se așeze lucrurile, partea egalitaristă s-a dus către marxism, celălalt s-a dus către liberalism. Și atunci s-au creat primele două blocuri mari. Așa, da. Între ele domnul există. Profesor, mai e o mare deviză care a dus România unde e. În anul 90 a apărut celebra deviză cu televizorul Admiții poporul. Care, din punctul de vedere, abia acum este valabil. Atunci era începutul, se puneau bazele. Din punctul de vedere, abia acum era. Ani de zile. Da. Poporul român a fost influențat, din punctul meu de vedere, cei 34 de ani de la Revoluția. Și a mai fost o chestie care e subliminală, pe care a făcut-o conștient sau inconștient, care a zis-o Iliescu. Sunt cinstit și sărac, inducând ideea că nu poți fi bogat decât dacă ești necinstit. Da. Adică s-a implementat chestia asta în mentalul colectiv. Și mentalul colectiv, ce zici? Păi cum a făcut are ăla? Bani, da. A furat. A furat de undeva. A stins. Da. Deci, dar în esență totul pleacă iar de la apariția educație. Rețelelor ăsta de socializare. Meta, Facebook. Nu le mai dăm numele ca să nu avem complicat. Da, toate socializare. S-au pierdut alegeri în cel mai democratic, teoretic, stat din lume, în baza influenței rețelelor de socializare. Nu o spun spun datele. Da. Deci, uitați-vă ce se întâmplă în America. Iarăși, greu și acolo. Nu urmă că greu. Gândiți-vă. Intrăm într-o chestie pe care aș vrea să o ating decât tangențială. Că, de fapt, noi suntem în perioada alegerilor, dar trăim de câțiva ani de zile în ceea ce specialiștii numesc epoca post-adevărului. Adică adevărul este relativizat. Adevărul deja intră în teoria utilitaristă în care este adevărat ceea ce ți este util. Corect. Adică nu mai contează adevărul științific. Dacă pe mine... Și ceea ce ar vota... Interesul meu. Ceea ce ar vota în masă. Este ca și când un profesor la școală... Mă scuzați. Ca și un profesor la școală merge și a spune... dragi ele, cât fac 3 ori 3? 6, 7, 5, cu tare... Supunem la vot. Dom'le, conform votului a ieșit că 3 ori 3 fac 5. Bun, deci ăsta este adevărul pentru noi în momentul ăsta. Că ne este nou util în momentul ăsta. Ăsta este util pentru că ăsta... Deci... Domn profesor, vreau să vă spun o mare problemă. Și sunt convins că o realizați și dumneavoastră. În acest moment, fiecare de ei este deținătorul adevărului absolut.
Ce, orice politician iasă... Noi românul sau noi omul, noi oamenii în general? Oamenii în general și mai ales politicienii români. Care iasă la presă, la mass media runde, el deține adevărul absolut, orice politician. Apariția unor fenomene, să zicem așa... Nu generalizăm. Apariția unor fenomene, eu le numesc fenomene, altfel nu le găsesc cu... De categorii de oameni care se unesc într-un partid, până la odică, e tot o comuniune, da? Altfel decât ăia par cei nefirești, cei neadaptați. Avem trei exemple mari. Scurt, că trebuie să luăm pauză. Mari, gândiți-vă, când a venit prima dată Convenția Democratică în 96, că noi avem mai specialiști, 15.000 de așa. Cât am zis? Că nu știu 15.000, da? Nu știu câte luni sau cât a zis. În 4 ani am ajuns, PRCCD-ul n-a mai existat. Da, în 2000 i-a făcut praf. Gândiți-vă la Dreptatea Adevăr, care a apărut și a spulberat PSD-ul lui Năstase în 2004. Da. Și gândiți-vă la USL-ul, care avea, cred că 70%, cât avea în 2012? 72%. Și care s-a ales praful și de un șef de altul. Acum a apărut, 3 secunde vă spun, a apărut Alianța pentru Unia Românilor, care a luat cu... Ca și pe PDD a fost un curent, este un curent care va crea mari probleme tuturor și frisoane. Vă promit că ducem discuția mai departe, însă după câteva minute de publicitate. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, B, E, C, E sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vital Kinetic îți oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic atât pentru tine cât și pentru sănătatea copilului tău. Pentru creșterea armonioasă a acestuia, te așteptăm la o evaluare gratuită și ulterior poate intra într-un program de prevenire sau de tratare a afecțiunilor coloanei vertebrale. Pentru serviciile medicale TECAR, laser, diametrie cu unde scurte, terapia shockwave, magnetoterapie, electroterapie, drenaj limfatic, specialiștii noștri îți oferă vouchere cu discount de 10 și 30%. Nou! Serviciile noastre pot fi plătite în 4 rate cu cardul. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, lângă fostul hotel Laguna. Pentru programări, sunați la 0767 656372. Vital Kinetic. Sănătate înainte de toate! Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime. Dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cub pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație.
Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Folosește energia solară de la Darkon Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkon.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkon.ro. Protejează viitorul. Darkon Group. Energie fără compromisuri. Construiești sau îți modernizezi locuința, biroul sau spațiul de producție? Pentru instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare te așteptăm la Tehnova. Cazanul Dominus pe lemn, alegerea inteligentă pentru casa ta. Cazane pe peleți cu durată lungă de exploatare, întreținere ușoară, autonomie ridicată și în plus 5 ani garanție. Casa ta merită doar echipamente de top. Pentru pompele de căldură, aer, apă, Energy Save, Suedia, te așteptăm la Tehnova, Craiova, strada Gârlești, numărul 121, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 14A sau tehnova.ro. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu o secundă parte a unei emisiuni în care avem plăcerea de a vedea, de a discuta, de a analiza ceea ce se petrece în România anului de grație 2024, an extrem de important, 4-5 ani de aici încolo, știm cu cine defilăm, știm pe cine am numit, pe cine am pus ștampila, dar e foarte important să mergem la urne, am spus-o, o spun, o voi spune, indiferent de context. Alături de, revenind de două persoane, ce filtrează pertinent, ce realizează concret, ce se întâmplă în România lui 2024, unul dintre prietenii emisiunii noastre, domnul Viorel Salvador Caragea, respectiv domnul profesor dr. George Constantin, specializat în sociologie și filozofie. Stimate domnă, multe subiecte în prima parte, complexe, care mai de care mai interesant, discutam alături de invitați, doamnelor, domnilor, că ne-ar lua câteva ore ca să putem atinge așa cât de cât niște subiecte sensibile. Sunt multe, stimați invitați, cert este că spunea la un moment dat un personaj de tristă amintire, dacă mă întrebați pe mine, nu știu opinia noastră despre el, domnul Silviu Brucan, perceput drept ideologul, cineva în prima ideologul instanță, ulterior ne-am convins cu toții, după ce am lăsat televizorul deoparte, cine a fost domnul Brucan, apropo de ce spunea domnul Caragea, da, cu ați mințit poporul cu televizorul, prin anii 89, 90, 91, 92. Dar așa a fost, au câștigat alegeri. Apropo de asta, noi am crezut o perioadă că domnul Brucan era cineva, după aia ne-am lămurit că de fapt era altcineva, apropo de fake news. Și de ce vorbea, stimate domn? Da, lucrurile, din păcate, se repetă. Nouă ne va trebui, vom pune ștampila acum și ne vor trebui alți 4 ani de zile să ne dăm seama că nu am votat cu cine trebuie și cu toate acestea, când vom merge la vot, vom pune ștampila pe aceiași. Uitați-vă la județul Gorj. De 30 de ani de zile sunt aceiași oameni la guvernare, pe diferite forme. Totul este roșu, este un județ roșu.
De fiecare dată fac câte ceva spre final și promit că vor face totul în mandatul următor. Eu nu înțeleg de unde atâta răbdare la oameni sau de ce se lasă atât de ușor manevrat. Să fie oare vorba într-adevăr de lipsa de educație politică, lipsa de educație pe care prin diferite forme ni se tot inoculează la nivel primar, gimnazial și așa mai departe. Să fie vorba de manipularea opiniei publice prin punerea de etichete pe anumite partide. Sunt televiziuni întregi care nu vorbesc decât partidul extremist cu tare, partidul chiar neomarxist, nu știu care. Sunt denumiri care nu sunt acoperite din punct de vedere nici ideologic, nici și băi, de română, nu știe exact ce înseamnă extremism. Pentru extremism, e o chestie... Nu, și eu, de exemplu, dacă joc așa, sunt extremă dreaptă. Dacă joc da, și sunt extremă stânga. Domn profesor, vă pun o întrebare. Deci, pentru amândoi, de fapt. Tune, cum vă explicați că anul ăsta au scos din limbajul ăsta politica lor cuvântul patron, administrator? Nu, domnule, cu toți sunt antreprenori. Și ciobanul cu trei ui, antreprenor agricol, dar nu râde de a apărut, folosesc doar cuvântul antreprenor, toți. Adică ori și-au dat seama că mai sunt sociologi care le mai știu. Bun. O, da, sunt oameni care studiază niște chestii. Bă, frate, nu mai vorbiți de patroni, că s-a creat un val din ăsta uriaș împotriva patronului, că voi da salarii mai mici decât la stat. Antreprenor este o noțiune neutră, nu spune nimic. Care în principiu și nu deranjează pe nimeni. Okay. Și sunt ok. Nici nu deranjează pe nimeni. Nu, aici este problema. Problema este că, haideți să vedem ce înseamnă extremism. Deci vorbim o societate care, nu numai la nivel global, dar România cu atât mai mult, este o societate deviantă. Da? Deci a deviat de la... Și atunci normalitatea a devenit extremă. Deci dacă eu mă focusez și sunt aici în momentul ăsta, unde am tradițiile, mă rog, educația pe care vreau să o formez, anumite norme, anumite valori axiologice pe care le am ca repere, dacă societatea, prin implicarea curentelor globaliste, mi-au inoculat alt fel de a privi lucrurile, tânăra generație s-au dus spre stânga sau spre dreapta. Astfel încât și acela devine normalitatea. Atunci partidul, că un partid care este normal și care merge pe... devine extremist. Asta este în, pe scurt, cam ce se întâmplă cu această societate extremist românească. Pentru cine? Pentru extremist, globaliști? Extremist. Pentru da, grupuri de interese? Pentru interese, pentru că dacă eu vreau, să inoculez un anumit gen de politică socială, economică și mai departe, spun că asta este realitatea, asta este adevărul. Aici este utilitatea, aici trebuie să ne găsim noi și îl las pe celălalt care merge pe calea cea dreaptă, ca să zicem așa, îl las să devină extremă și atunci devine extremist. Sunt atacate partide ca fiind antisemite. Un domeniu sensibil și știm ce a generat în istorie. Numai o secundă, bă. Vreau să vă pun o întrebare. S-au făcut excese și aici. Și chiar din partea reprezentanților organizațiilor evreiești. Nu neapărat politice. Okay, da, da. În care se tot discută că Eminescu, nu, poetul nostru național, este antisemit și așa mai departe. Dar dacă ar fi Eminescu antisemit, Shakespeare, cu negociatorul la Veneția, ce este? Da. Dar nu-și permit să atace pe Shakespeare. Sau celebrii francezi din elita. Pe de altă parte, avem o mișcare care a plecat din America, cu care nu sunt de acord. Am ajuns să schimbăm cultură, să schimbăm istorie, să schimbăm niște tradiții doar pentru că acum 250 de ani, 300 de ani, acei oameni care au fost niște creatori în domeniul lor de activitate poate au prigonit, poate au avut sclavi, poate nu știu ce. Acea problemă, BLM-ul, Black Lives Matter, da? Chiar se rostogolește. Gândiți-vă că în programa multor universități au fost, și mai bine lucrul ăsta, au fost scoase discipline sau părți de curiculă care conțineau niște trimiteri la niște elemente de reper de cultură. Au fost filme scoase, cărți interzise, adică profesori. Cartea Agatei Christie, da. Nu se mai numește așa la momentul ăsta. Da. Pentru că nu e așa. Probabil că nici Alba ca Zăpada nu o să mai fie și nici Marea Neagră. Doar să-mi permiteți acum și mie o întrebare. Dom'le, cum explicați dumneavoastră, celor care ne urmăresc, faptul că
În acest moment, Gorjul, județ monoindustrial, 70 de wattiuri. Monocolor. Încă, pentru că ce, stimate domn, are lumânarea aproape. Da, da, în acest moment, da. Ok. După 35 de ani de la, din 89 în 2024, în acest moment, 34 de primării din 70 spune, domnule, introducem și noi rețele de gaze pentru prima dată. Așa se laudă, domnule, am luat toți finanțarii, de unei bani nu se știe, sau în câte zeci de ani. Dacă după 34 de ani de-abia reușește să ia aprobare să bage gaze, când Gorjul a fost unul din marile județe producătoare de gaze și de petrol. Este, reveniți la, am dat răspunsul anterior, adică promit același lucru, fac câte ceva, în condițiile care nu fac nimic. Eu n-aș vrea să revin la vorbele gorjanului Brâncuș. Am plecat și v-am lăsat și v-am găsit și mai decât atât. Nu vreau să folosesc, nu vreau să jinesc pe nimeni. Părerea mea este că nu e vorba de proști, ci de prostire. Oamenii sunt manipulați, sunt prostiți. Nu că în esența lor ar fi proști. Pentru că dacă nu îi oferi educație, nu îi oferi șansă, o șansă reală, egală, omul atunci ia de bun. Dacă mai și constrângi, că știm foarte bine că sunt și întotdeauna partidele care au fost la guvernământ au constrâns mai mult sau mai puțin legal anumite persoane să facă sau să nu facă anumite lucruri, intrăm într-o discuție foarte... Domn profesor, foarte cine-i convinge, stimați invitați, cine-i convinge pe cei, pentru că știm asta, nu o spun eu, nu o spuneți dumneavoastră sau dumneavoastră, o spun cifrele, cine-i convinge pe cei care nu se prezintă la vot, din vari motive, supărare, frustrare, care sunt mai mult de jumătate și care, exact, sunt într-un proces covârșitor, cine-i convinge pe acești oameni să iasă la vot? Pentru că iarăși o spun cifrele, dacă se iese masiv la vot, calculele hârtiei sunt pa. Da. Sunt pa. Dumne, eu am analizat foarte atent ce se întâmplă anul ăsta pe un segment. Diaspora care aduce 9 miliarde, 10 miliarde mulți bani, pentru că vine cash, nu vine proiectul de buget e făcut pe niște estimări, vom încasa atât, nu ăia vin clar, ăia întrețin milioane de acasă, da? Are mare nemulțumire. Statul la cozi în vămi. Da. N-am fost în stare, bă, frate, nu ne-au primit ăștia în Schengen, dar să dublăm măcar căile. Da, nu, nu mă înțelegeți, dar au dublat căile de intrare, de ieșire. Mai făceam, frate, 200 de ieșiri, de benzi de ieșire efectiv. 200 mai făneam, mai angajam 1000 de vame și gata. Ce înseamnă asta? Păi cum? Dar ca idee, cum vă explicați că dintr-o dată au străieci care nu vreau nimic, când se duseră ăștia cu cifre și spune, băi, frate, vezi că ne-a crescut ghinionul. Ghinionul lor este aurul în străinătate, care e pe primul loc în sondaje. Da. Pacă, apărut așa o relaxare. Dom'le, nu știu dacă puțin teoretic, dar sondaje diaspora acum numai, care a votat în Convenția Democratică, că diaspora aia n-a fost niciodată cu PSD-ul. Mergea spre dreapta. Dar niciodată n-a fost cu PSD-ul, da? Dintr-o dată, haideți că vă lăsară prin Schengen. Ai văzut o săptămână întreagă, primul care coboră din avion, venit oman de la Viena. Da. Nimic întâmplător. O companie austriacă, într-adevăr. Da. Credeți că e ceva întâmplător? Nu. Foarte probabil nu. Și este orchestrarea. Da, Dunărea au scos-o din Schengenul ăsta? Nu intră Dunărea? Ce vin va apare pe Dunăre sau trece podul? Nu este? E din altă țară, nu din România. Nu? Și nici din Bulgaria. Și nici. Corect. Adică, domnule, e normal. Eu cu Bulgaria suntem frați. Aveți o experiență de viață mai mare ca mine. Vi s-a părut că în România post-decembristă sunt multe lucruri întregi la cap sau normale? În acest moment mi se pare altceva. Că le e frică la unii că pierd controlul total al populației. E clar că și cu masarea legilor. Eram în aceeași perioadă, o parte din 89 și ceva, am fost în instituții ale Ministerului Interne și unul și altul. Și am simțit presiunea care era din partea politicului din acel moment puse pe instituțiile de forță, frate, vedeți ce se întâmplă că poporul nu mai ascultă. Ascultați-mă ce vă spun, suntem cam în aceeași situație. Poate, domn profesor, că... Istoria oricum este ciclică. Da, bine, nu neapărat. Și în 89 se simțea și mâna. Din păcate, ceea ce Hegel spunea că există o spirală, dar ea are sens ascendent, adică există o ciclicitate, dar care ajunge până la cunoașterea de sine, până la el, până la ființa supremă. Există această ciclicitate, dar ea este regresivă. Adică lucrurile se repetă, dar se repetă din ce în ce mai prost. Adică și din ce în ce mai rău. Adică nu urcă. Nu urcă. Pare să coboare. Și această spirală merge în jos.
vă spun, acum iar sunt catalogate de exemplu partidul cum ar fi AU, dar și altele partide de mai mici care țin de zona suveranistă, că ar fi anti-europene. Nu, dacă ar fi, aceste partide ar fi anti-europene, dar ar mai fi trimis candidați la Uniunea Europeană. Noi vorbim de Uniunea Europeană de la mijlocul secolului al XIX-lea, când Victor Hugo visa la o federație a statelor europene. Deci visul ăsta și ideea nu e o creație nouă, recentă. Problema este ca orice lucru, cum îl pui în practică. Dacă oamenii care sunt acolo nu sunt capabili să facă, mă sunați mai o secundă, și mai este o chestie. Dacă se ia o decizie la nivel european, macro, trebuie să vezi acea egalitate de șanse de care vorbeam, nu se potrivește ceea ce este corect și bun pentru Franța, Germania, Olanda, nu se potrivește pentru Grecia, pentru... Absolut de acord. Specificul, adică nu poți să ieși... puțin, vă rog. Da. Tu ne dați dumneavoastră explicația științifică a dumneavoastră. Păi dacă noi am fost o vacă de mulți după 89... Întotdeauna. Da? Și marea majoritatea celor care s-au dus la bunii noștri specialiști, că-s rugari, că-s frezori, că sunt lăcătuși, că-s doctori, au plecat tocmai la ei și muncesc la ei. Calitatea noastră a oamenilor a fost bună. Este o glumă de circulă de câțiva ani pe Facebook, este eternă, mare, valoare de adevăr aproape absolut. România e cea mai bogată țară din lume. Da. E glumă, repet. Da, dar am pierdut 5 milioane de oameni. Nu, o secundă. De peste 2000 de ani se fură, se ia din ea, și rezistă în continuare. Da, și... Deci e clar cea mai bogată țară din lume. Că de peste 2000 de ani ne-au luat tot. Dar toți. Să știți că nu care sunteți departe. Gluma nu e departe de adevăr. Da, din păcate. Din păcate, acolo e tristă gluma. România este o țară, a fost și este o țară, rămâne o țară bogată în pofida tuturor. Încă avem resurse. De ce le e frică cu reversul ăsta? Le este frică pentru că pierd resursele pe care le-ar putea avea. Dar aici mai ținem și de o altă chestie. Ținem și de tot și de venit la educație. De calitatea resursei umane. Ne plângem că nu avem resursă umană. Vrei să deschizi ceva, nu poți să angajezi pe nimeni că nu găsești un om pregătit. Da, deci, de ce nu e pregătit? Pentru că educația... Doamne, dar și la nivelul partidelor au pătruns unii total nepregătiți. Păi resursa... exact asta spun. Aceeași lipsă de resursă umană se resimte și la nivelul partidelor politice, indiferent cât de mari și pătrânci ar fi ele. Și revin acum la ceea ce a spus marele actor Victor Rebenciuc. Da? Pot să fiu fericit într-o țară în care este condusă de Marcel Ciolacu? Acea întrebare retorică. Deci pot să fiu fericit într-o țară condusă de Marcel Ciolacu? Gândiți-vă că toată lumea atacă pe enși, pe mic de oameni care sunt la nivel local sau așa, că sunt nepregătiți, că nu au în spate o experiență. Ce experiență sau ce îl recomandă pe domnul Marcel Ciolacu să fie în funcția pe care o are? Nimic. O coaliție foarte puternică. O coaliție puternică. Mergem mai departe, nu mi-ați răspuns. Și o susținere internațională. Cum pot fi convinși acești oameni supărați, frustrați pe viață, nemulțumiți pe ceea ce se întâmplă, să iasă la vot? Că aici este marea cheie. Cine îi va scoate, cine îi convinge pe acești oameni să iasă la vot, câștigă alegerile, indiferent de natura lor. Acestor oameni trebuie să le dai o speranță reală, fără a fi mințiți. Adică partidele suveraniste care țin de tradiție nu pot să vină acum să spună că vor rezolva problemele astea, cum spunea la nivelul capitalii Nicușor, că va rezolva problema cu tare, punctual. Cum că vine? Și bucureștii ne-au spus, doamne, lasă-ne, că... Și acolo sunt, da. Nu poți să-i trebuie să fie o chestie să spirezi. Domnule, vom construi în timp. Nu avem nici noi acum resursa umană necesară ca să putem să facem mișcări. Nici la nivelul județului Gorj, sigur, nu sunt cei mai buni reprezentanți acolo, cum nu sunt nici la nivelul altor partide. Pentru că dacă luăm la nivelul județului Gorj, sunt oameni mult mai bine pregătiți care ar putea să facă față cu brio în orice domeniu politic. Și care, din vari motive, nu fac politică. Păi știți de ce nu fac politică? Pentru că ceea ce este într-un mediu cât de cât elitist, așa, sau oameni bine pregătiți, în România și la român funcționează umorul negativ sau bășcălia. Da, sunteți specialiști. De exemplu, dacă dumneavoastră acum, colegii dumneavoastră, zice, domnule, eu de mâine vreau să candidez, nu știu, la o funcție, o să mă fac primar la Târgu Jiu. Și miștourile. Ce mișto. Și te-a apucat, domnule. Ai nebunit. Ai nebunit. Adică nu se te susțină, să zică, da, mă, uite, o idee bună. Tu ai face fața acolo și noi te-am sprijinit. Pot să vă confirm că inclusiv de la cei foarte apropiați, când am decis acum mulți ani să fac parte de pe niște liste, soția mea, prima întrebare când era în plan, deci nu se concretizase, zice, băi, ești nebun,
Da. Păi aia trebuie ție. Vezi de bine, bine, hai să zicem că acolo... Deci, nu că aș fi făcut glume pe da, seama mea. Acolo, adică... acolo e bășcălia sau umorul negativ care ne omoară. Nu o să ne unească și să tragem speranță și să scoatem un vârf. Noi începem să facem mișto de el. Adică, așa, și atunci, cum am putea? Și atunci avem resurse, avem oameni care nu sunt cei mai bine pregătiți, care nu au nici experiență poate în domeniul politic, nici, mai ales partidele mici, care de unde să-i atragă? Pentru că nu au nici fonduri să-i atragă, nu au nici canale media la dispoziție ca să se promoveze. Și atunci e foarte greu. Dar dacă mergi cum să zic eu, caravana din da. Așa ca pe vremuri și să bați toba cu un zăbătan în evul mediu și anunți lume, ascultați-mă și le spui nu o să facem, dar veniți alături de noi ca să schimbăm ceva, dar trebuie să le spui și ce vrei să schimbi. Că numai așa, cum vă spuneam, schimbarea în sine, că vreau să schimb ce vrei să schimb, vreau să schimb luna de pe cer. Nu, trebuie să fie ceva concret. Și în special am văzut că la dumneavoastră am studiat zilele astea cam ce se întâmplă pe media, cum se atacă PNL-ul cu PSD-ul, ei la vârf formând o coaliție. Și au venit și au spus, dom'le, ce nerealizări au și ce greu, ce prost, dar niciunul nu a venit cu o soluție. Adică, da, știm că facem prost, ăla face prost, dar trebuie să fim la aceste 10 probleme, măcar una la una să vii cu o soluție. Asta, și cu lucruri practice. Practic, adică cu o soluție da. Viabilă, nu așa, corect. O soluție nu vorbe. O să vedem. Și atunci chestia asta ar da speranță că se mai poate face ceva în țara asta, se mai poate face ceva în județul ăsta, că mai există șansă, că mai există resursă umană, că atunci ai putea să atragi oameni de valoare care să vină lângă tine. Dar dacă la aceste alegeri, care zic eu că este cântecul de lebă al României, nu... Oamenii nu vor înțelege să vină, să voteze, din punctul meu de vedere, orice altceva în afară de ceea ce a fost până acum. Nu ne vom merita soarta și atunci lucrurile... Nu știu dacă la vreo emisiune cu domnul Caragea am spus acest lucru, dar o spun acum, pe la 1920, într-un orășel sub dimensiunea Târgu Cărbuneștiului nostru, deci micuț, cele două mari partide și acolo, două entități da. Monolit, adică mari, macro, din America și-au desemnat tradițional ceea ce fusese, ceea ce știa toată lumea și persoane pe care alegătorii considerau compromiși. Nu voiau să voteze. Nu știu exact contextul, dar pe liste a apărut un animal, legea electorală din momentul respectiv da. Permitea înscrierea da. Animalilor, era un cățel. Cățelul a câștigat funcția de primar al orașului respectiv. N-au înțeles din prima mesajul. Da. Au reluat procesul pentru că nu putea da. Fi validat da. Un animal totuși, chiar dacă legea permitea înscrierea, a câștigat și a doua oară, abia a treia oară a înțeles mesajul și au venit cu alți oameni. Asta se întâmplă cu partidele care sunt de ani de zile la guvernare. Nu mai au limită și nu mai au rupt legătura dintre ei și mase. Acest lucru se întâmplă și cu elitele. E o ruptură între mase și elite. Masele nu mai respectă elita, iar elitele nu mai sunt interesate de situația maselor. Da, e o realitate. Da, și atunci, eu vă dau un singur exemplu care vreau să vi-l dau, indiferent că poate nu are legătură chiar 100% cu ceea ce discutăm acum. Noi am avut și avem în continuare ultimul mare filozof european în Lucian Blaga. Este ultimul filozof care a creat un sistem filozofic global, adică ontologie despre ființă, gnosologie, teoria cunoaștere și axiologie, teoria valorilor. Da. După Lucian Blaga, filozofia s-a fragmentat, a zis că problema ontologică e o problemă depășită, nu, care nu poate n-avea soluție. Anglosaxonii s-au dus spre cunoaștere și logică și ce. Europenii au venit pe partea de axiologie și teoria ale valorilor, cam aici ne aflăm. În schimb, și noi nu-l promovăm. Nu-l promovăm Academia Română, deci elita, nu scoate aceste volume în traduse în germană, engleză, franceză, germană. În schimb, de 10 ani de zile este tradus la greu Cărtărescu, care, repet, în opinia mea, este o nulitate atât din punct de vedere scriitoricesc, cât și ca om. Nu înțeleg de ce, care este veșnicul perdant la primul Nobel, candidatul, aspirantul la primul Nobel. Da, nu vreau să intrăm în detalii, că nu vreau să-mi exprim și opinia. Dar aici vorbeam de lipsa pregătirii sau resursa umană care este insuficient pregătită. Deci asta este. Deci noi nu ne promovăm valorile,
Noi, din potrivă, lovim, dăm... Domn profesor, ca să vin în completare ce spune dumneavoastră, repet, la nivelul conducerii unor partide, da, sunt absolvenți al unor studii cu media 5, la facultății din ziua de azi, cu termenul cu media 5 arată că... Depinde și la ce universități. Nu, nu, de Târgu Jiu, noi vorbim, nu, să nu credeți că vorbim de... Să nu ne apucăm să dăm nume, domnul Carage, nu, că nu, e, nu, e final de emisiune. Păi, dacă nu, unde vrei? Nu vreau de unde ai. Nu, nu, ce spuneam. Nu, nu, lasă, că nu vă ia. Ți-ai 5 când te-ai facultatea. Este 4, dacă vă luau 3 la... Deci, încă o dată, să n-ai studii superioare și să-ți dai tu cu păreri despre unul care are totuși două facultăți, trei... Păi nu, dați-mi voie, prezența acestor persoane care s-au trezit dintr-o dată pe o anumită funcție politică, nu poate să fie benefică pentru formațiunea respectivă să transmită un mesaj la nivelul la care îl așteaptă oamenii. Băi, eu aduc acum o nouă schimbare. Eu aduc o nouă unitate. Și un partid vechi și a schimbat întreaga garnitură, vine cu ceva nou. Dar când tu aduci numai profitori, domnul profesor, sunteți generalizat. Nu poți exact. Bine, nu zice, nu vreau să generalizăm. Sunt oameni care n-au studii și sunt mult mai bine pregătiți decât și puțini. Să fim sinceri. O să încheiem, că aș vrea să închei cu ceva. Având în vedere că tot ce am spus aici sunt lucruri care sunt extrem de dificile și greu de realizat și care nu sunt deloc ușoare, fiindcă tot l-am amintit de dor pe Blaga, aș vrea să închei cu o poezie mai puțin cunoscută a lui. Ușor nu este nici cântecul. Zi și noapte, nimic nu e ușor pe pământ. Căci roa e sudoarea privighetorilor care s-au ostenit toată noaptea cântând. Frumos. Mulțumesc pentru prezență, stimate domn. V-aș propune că în programul pe care îl aveți, în această formulă, să-l ducem mai departe. Subiecte sunt multe. Vin și cele de, nu știu, concrete, campanie. Sunt convins că dacă... Însă când vă permite programul pe care îl aveți, să facem... O să mai discutăm. Păi nu, da. Cred că din punctul meu de vedere, repet, ar trebui să faceți o emisiune mai pe la prânz, așa, când, și când aveți dumneavoastră posibilitatea la radio, pentru că e mult de ascultat ce vorbesc doi profesori, da, la nivel înalt, pentru elevii care la ora aia, cam pe la prânz, încep să termină urle și aud în microbuz. Sau mai pleacă de la ultima oră. Este ceva. Am să vă bine dispun, stimați invitați, mii de mulțumiri pentru prezență. Păi da, poate face să nu termine școala cu media 5. Poate reușiți să ridicați cu nivelul. Eu mi-am dat silința până am trecut să nu, pot nu, să fie bine. Nu, înțelegeți, am nu înțeles asta. Am înțeles, adică doi oameni erudiți care vorbesc și le... Nimic, că vine globalismul și o să echivaleze 5 cu 10 și atunci o să aibă... La nivel de facultate era o glumă și cu asta chiar închei, dacă nu tragi la bursă, 5-ui ca 10-le. Da, corect. Mii de mulțumiri, stimați invitați. Bună seara tuturor. Și dumneavoastră. Și totul să vă pregătiți de alegeri. Și dumneavoastră și invitațiilor noștri, o seară cât mai plăcută, cu promisiunea că ducem mai departe firul discuției. La revedere! La revedere!